În adâncurile nisipurilor egiptene, la Saqqara, odihnește un artefact care a pus pe jar imaginația cercetătorilor și a pasionaților de istorie. Descoperit într-un mormânt vechi de peste 2 milenii, obiectul în formă de pasăre a stârnit întrebări care rămân și astăzi fără răspunsuri clare. Este vorba despre un simplu obiect de cult sau despre o dovadă a cunoștințelor avansate în domeniul aviației ale egiptenilor antici? Pasărea de la Saqqara, găsită în mormântul lui Padiamun, este o enigmă sculptată în lemn de arțar sicomor și pictată pentru a semăna cu un șoim. Cu o anvergură a aripilor de 18 cm și o greutate de 39 de grame, această figurină a stârnit numeroase ipoteze. Unii o văd ca pe un obiect ceremonial, alții ca pe o jucărie sau chiar un instrument de vânătoare. Însă absența picioarelor și forma neobișnuită a cozii și a aripilor ridică semne de întrebare asupra scopului său real. Dar ce-ar spune dacă v-aș dezvălui că unii cred că pasărea de la Saqqara este mai mult decât un simplu artefact? Khalil Messiha, medic și parapsiholog egiptean, a speculat că egiptenii antici ar fi putut dezvolta primul dirijabil. În 1983, Messiha a argumentat că figura ar putea reprezenta un model la scară al unui monoplan, capabil să planeze dacă ar fi fost echipat cu un stabilizator orizontal pierdut în timp. Cu un stabilizator vertical neobișnuit și unghiul aripilor asemănător cu cel al avioanelor moderne, pasărea de la Saqqara pare să se îndepărteze de reprezentările obișnuite ale păsărilor în miniatură și să sugereze o încercare de a obține portanță aerodinamică. În ciuda acestor teorii fascinante, trebuie să recunoaștem că nu există dovezi concrete ale existenței avioanelor în Egiptul antic. Misterul pasării de la Saqqara rămâne astfel unul dintre multele puzzle-uri nerezolvate ale istoriei, provocându-ne să privim dincolo de ceea ce știm și să ne întrebăm ce secrete ascund încă vechile civilizații. Piramidele antice egiptene au rezistat mii de ani și se numără printre cele mai durabile monumente din lume. Dar cum arătau piramidele când au fost construite? Piramidele egiptene care ies din nisipurile de la Giza sunt un testament al ingeniozității și ingineriei umane. Ridicate pentru a marca mormintele faraonilor antici, aceste structuri mărețe au rămas în picioare timp de mii de ani. Dar de-a lungul mileniilor, piramidele s-au schimbat în mare parte din cauza refolosirii de către muncitorii constructori a materialelor solicitate și a jafurilor. Așadar, cum arătau piramidele atunci când au fost construite? Un lucru este sigur, nu aveau aspectul de construcții la roșu, așa cum se întâmplă adesea astăzi. Mai degrabă erau acoperite de un strat de rocă sedimentare strălucitoare. Toate piramidele au fost învelite în calcar fin și alb, afirmă Mohamed Mogahed, profesor asistent la Institutul Cech de Egiptologie de la Universitatea Charles din Praga. Învelișul de calcar ar fi conferit piramidelor un strat neted, lustruit, care strălucea de un alb strălucitor sub soarele egiptean. Constructorii au folosit în jur de 6,1 milioane de tone de calcar numai în timpul construcției Marii Piramide din Giza. Marea piramidă, numită și Piramida lui Khufu, după numele faraonului cu același nume, care a comandat-o în timpul domniei sale, este cea mai mare și cea mai veche dintre toate piramidele în picioare din Giza. Cu toate acestea, pietrele sale de înveliș au fost ulterior refolosite pentru alte lucrări de construcție în timpul conducătorilor egipteni, așa cum s-a întâmplat în cazul majorității piramidelor. Există dovezi că pietrele de înveliș au început să fie decopertate în timpul domniei lui Tutankhamon, iar acest lucru a continuat până în secolul al XI-lea după Hristos, a explicat egiptologul Mark Lehner. Un cutremur în anul 1303 ar fi slăbit de asemenea o parte din pietre. În prezent, piramidele din Giza încă mai păstrează o parte din învelișul lor original din calcar, deși acesta pare puțin mai erodat decât în antichitate. O puteți vedea în vârful piramidei lui Khafre din Giza, declară Mogahed. Piramida lui Khafre, numită după faraonul cu același nume, are pietre de înveliș rămase în jurul vârfului său, care dau impresia că un al doilea vârf este prins deasupra primului. În Egiptul antic, această piramidă avea de asemenea un înveliș de granit roșu în jurul nivelor sale inferioare. Cea de-a treia și cea mai mică dintre cele trei piramide principale din Giza avea de asemenea un înveliș de granit roșu în jurul eșalonelor sale inferioare. În prezent, în vârful piramidelor din Giza nu se află nimic, dar potrivit lui Mogahed, inițial acestea găzduiau pietre de căpătâi, numite și piramidioane, acoperite cu electrum, un amestec de aur și argint.
Piramidele ar fi arătat ca niște bijuterii ascuțite în vârfuri piramidelor. Majoritatea piramidionilor s-au pierdut de-a lungul timpului, dar există câteva exemple care au supraviețuit în muzee. Aceste exemplare dezvăluie că piramidioanele au fost sculptate cu imagini religioase. De exemplu, British Museum deține un piramidion din calcul acoperit cu hieroglife din Abidos, un sit arheologic din Egipt, care înfățișează persoane decedate care se închină zeului egiptan antic Osiris și care sunt mumificate de Anubis. Având în vedere splendoarea de odinioară a piramidelor, trăsăturile absente astăzi pot părea ca niște rând deschise. Poate cel mai bun exemplu în acest sens este evident piramida lui Menkaure. Când vezi piramida acestuia dinspre nord, poți vedea o mare tăietură, a declarat un arheolog. Avionul Quimbaya este un artefact precolumbian care a captivat imaginația arheologilor, istoricilor și pasionaților de artă timp de secole. Acest obiect antic este învăluit în mister și a fost subiectul multor dezbateri și speculații. Potrivit unor experți, obiectul de aur ar fi replica unui model de avion cu reacție vechi de cel puțin 1000 de ani. Vorbind despre o sculptură din aur care a fost creată de civilizația Quimbaya, un grup indigen care a trăit în ceea ce este acum Columbia, între secolele 1 și 7 după Hristos. Se crede că avionul a fost folosit ca obiect ceremonial, deși scopul și semnificația sa exactă sunt încă subiect de dezbatere între cercetătorii. Sculptura este realizată din aliaj de aur și măsoară 19,5 cm în lungime, 10 cm în lățime și 5 cm în înălțime. Detaliile sale complicate și măestria fină au făcut din ea unul dintre cele mai faimoase și valoroase artefacte din epoca precolumbiană. Avionul Quimbaya a fost descoperit în 1932 de un grup de fermieri care săpau în regiunea Quimbaya, în departamentul Quinquidor din Columbia. Fermierii au găsit avionul îngropat într-un mormânt precolumbian împreună cu alte artefacte din aur. Avionul a fost achiziționat ulterior de guvernul columbian și este expus în prezent la Muzeul Aurului din Bogota. Descoperirea avionului Quimbaya a fost un eveniment important în studiul artei și culturii precolumbiene. Detaliile complicate ale sculpturii și măestria fină au oferit o perspectivă asupra tehnicilor avansate folosite de civilizația Quimbaya în metalurgia și arta lor. Quimbaya este o sculptură reprezentând o pasăre sau o insectă stilizată cu un cioc sau o trompă lungă, aripi și o coadă. Obiectul este realizat din aliaj de aur și este gol pe dinăuntru cu o mică deschidere în partea de jos. Sculptura este foarte detaliată cu linii și modele fine care acoperă întreaga suprafață. Există mai multe teorii cu privire la scopul obiectului Quimbaya. O teorie este că a fost folosit ca obiect ceremonial, posibil în ritualuri religioase. Forma sa de pasăre sau de insectă a sculpturii ar fi putut fi un simbol al legăturii poporului cu natura și lumea spirituală. O altă teorie este că avionul Quimbaya a fost un instrument de navigație folosit de acest popor pentru a naviga pe râurile și munții din patria lor. În 1954, guvernul columbian a trimis o parte din colecția sa de artefacte din aur din cultura Quimbaya pentru a fi expuse în unele muzee din Statele Unite ale Americii. În timpul expoziției, Emmanuel V. Stubbs, unul dintre cei mai importanți bijutieri din America, a fost angajat să facă reproducerea ale pieselor din aur, iar 15 ani mai târziu, una dintre copii a fost livrată spre analize biologului și cercetătorului Ivan Sanderson, fondatorul Societății pentru Investigarea Inexplicabililor din Statele Unite, pentru a fi analizată. După ce a efectuat o examinare amănunțită a artefactului și s-a consultat cu mai mulți experți în aerodinamică, Sanderson a ajuns la o concluzie incredibilă. Obiectul din aur era un model de avion cu reacție vechi de cel puțin 1000 de ani. Sanderson, dar și alți cercetători precum Arthur Poisle de la Institutul Aeronautic din New York, au concluzionat că obiectul nu reprezenta niciun tip cunoscut de animal cu aripi sau vânătătoare, precum pasăre, liliac, insectă sau altceva. De fapt, micul artefact precolumbian are mai degrabă caracteristici mecanice decât biologice. Designerul de avioane Arthur Young a observat că printre cele mai importante caracteristici se numără aripile frontale în formă de deltoid, iar dacă obiectul auriu a reprezenta un animal zburător, aripile frontale ar fi situate în locul nepotrivit. Ele sunt mai în spatele corpului pentru a se potrivi cu centrul de greutate al unei păsări.
Cu toate acestea, aripile se află în locul corect din punct de vedere aerodinamic pentru un avion cu reacție. Pilotul de încercare și expertul în aerodinamică, J.K. Ulrich, a confirmat analiza și a declarat că forma delta a aripilor din față și conicitatea aerodinamică a fuselajului implică faptul că avionul original era propulsat de un motor cu reacție cu capacitatea de a zbura la viteze supersonice. După ce a examinat fotografiile micului artefact, un alt inginer aeronautic, Adolf Höher, a observat un al treilea indiciu al potențialului de performanță al avionului. În timp ce majoritatea avioanelor moderne au aripi ușor înclinate în sus, doar cele mai puternice avioane au aripi înclinate în jos. Un alt indiciu că artefactul nu reprezintă o pasăre este coada sa. Aceasta are o formă triunghiulară, o suprafață plată și este rigid perpendiculară pe corp. Nici o pasăre sau insectă nu are o coadă verticală ca aceasta. Doar peștii au așa ceva asemănător, dar toți au înătătoarea inferioară care servește de contragreutate. În schimb, configurația triunghiulară a cozii artefactului este o caracteristică standard a aeronavelor moderne. În 1994, experții germani în aeromodelism Peter Belting și Konrad Lübers au creat replici cu proporții exacte ale acestor obiecte și le-au echipat cu motoare și o comandă radio. În mod incredibil, au descoperit că aceste păsări de aur erau de fapt capabile să zboare cu ușurință și chiar să efectueze manevre aeriene.